Salutare tuturor la o nouă ediție a emisiunii La 4AC. Astăzi, în calitate de invitat, este colegul și prietenul meu, Andrei Cușco, pe care îl salut și îi spun bine ai venit. Bună ziua, bine te-am găsit. Conform tradiției, deci invitatul anterior invită pe altcineva, deci eu mă bucur că ai acceptat invitația mea și această provocare și sper că discuția noastră va avea impact asupra publicului care ne vede și ne ascultă, deoarece vrem să discutăm despre mai multe aspecte ale istoriei Basarabiei, deoarece îmi permite să spun că Andrei Cușco, de formație, este istoric, specializat în istoria secolului XIX, început de 20. Studiile inițiale de licență le-a făcut la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova până în 2001, după care a plecat la Budapesta pe o bună perioadă de timp, unde și-a făcut studiile de masterat și de doctorat, iar în 2008, dacă nu greșesc, ai susținut cu succes și teza de doctor în istorie, după care a urmat așa o perioadă lungă de timp, ai revenit acasă și eu mă bucur că ai fost angajat la Facultatea de Istorie și Geografie, pe atunci Etnopedagogie, a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, și de atunci suntem și colegi de catedră, asta mă bucură foarte mult, dar am vrut să spun că de atunci a durat o perioadă lungă de timp în care te-ai afirmat ca istoric deja recunoscut, ai publicat un șir de studii, articole, capitole, lucrări colective, deci ai peste 50 de articole, marea lor majoritate în engleză, publicate în Occident, și asta contează foarte mult în meseria noastră de istoric, dar cred că și mai mult contează cele două studii monografice pe care le-ai publicat în ultimii ani, lucrarea la baza căreia stă de fapt teza de doctorat și preluată de către editura Universității Centrale Europene de la Budapesta, cea care are o denumire în engleză, să zic eu, nu atât de sofisticată cât mai greu de tradus în română, dar care esența care este un ținut marginal sau un ținut de frontieră între națiune și imperiu, fiind vorba de Basarabia ca o zonă marginală a Imperiului Țarist, despre care o să discutăm, și imediat după această lucrare, chiar la un an diferență, deci din 2017 în 2018, împreună cu un alt coleg de al nostru, Victor Tache, ați publicat la Moscova o lucrare la fel dedicată Basarabiei și se numește Basarabia Vsestave Rasiiske Imperie între anii 1812-1917, care de fapt este încă o dovadă a ceea ce înseamnă specializarea în istoria secolului 19 și început de 20, iar ca zonă centrală este Basarabia, despre care vom discuta și astăzi. De aceea, provocarea mea și începutul discuției este legat de acest concept, Basarabia. Ce înțelegem? Ce presupune această noțiune inițial geografică, chiar dacă în ultimii ani la Chișinău a apărut și o lucrare dedicată Basarabiei din perspectiva noțiunii conceptului, eu aș vrea și pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte ce înseamnă această noțiune, această denumire pentru noi și pentru alții. Da, încă o dată mulțumesc pentru invitație. Și evident că acest concept de Basarabia este cumva unul foarte polemic până în ziua de astăzi, din mai multe puncte de vedere. Din capul locului aș spune că, de fapt, pe harta Europei, o astfel de denumire a existat o perioadă relativ scurtă, dacă ne referim la regiunea în cauză, adică din 1812 până în 1944. Asta este existența spațială, geografică a acestei noțiuni. Deci este o perioadă istorică destul de scurtă până la urmă, dar evident pentru noi, cei care locuim pe acest teritoriu, este o perioadă care a marcat anumite evoluții foarte, foarte importante și uneori tragice, alteori mai puțin tragice pentru oamenii de pe această bucată de pământ. Basarabia, denumirea propriu-zisă, la început, după cum se știe de, eu știu, în anumite cercuri, mai ales printre istorici, semnifica o regiune destul de restrânsă din punct de vedere al spațiului, adică o regiune care cumva era circumscris sudului regiunii de astăzi, ceea ce mai târziu se numește Basarabia, Bugeacul și regiunea adiacentă gurilor Dunării. În acest sens, în istoriografia română în special, această denumire este legată de dinastia Basarabilor, dinastia medievală din țara românească, care la un moment dat, în secolul XV, a stăpânit acest ținut adiacent gurilor Dunării. Și mai târziu, asta a fost legătura istorică dintre
acea primă noțiune de Basarabia și regiunea de mai târziu dintre Prut-Sinistru. Deci cumva ea, această versiune accentua drepturile istorice ale României, ale națiunii române asupra acestui teritoriu. Pe de altă parte, încă în secolul XIX, atunci când Basarabia devine denumirea ținutului dintre Prut-Sinistru și este consacrată oficial ca o denumire a unei provincii rusești, în istoriografia din acea perioadă și în polemicile respective din Imperiul Țarist, se inventau cele mai neverosimile etimologii pentru această bucată de pământ, adică pentru acest termen, printre care erau unele care se refereau la anumite triburi care au fost prezente pe acest teritoriu în primele secole ale erei noastre, bastarnii, de exemplu, sau besii. Bine, existau chiar anumite versiuni chiar mai năstrușnice, pe care nu cred că este cazul să le evocăm neapărat aici. În orice caz, ce este important să reținem este că pentru prima oară denumirea de Basarabia este folosită pentru regiunea dintre Prut-Sinistru, abia pentru întreaga regiune dintre Prut-Sinistru, abia după anexarea acesteia la Imperiul Rus, aproximativ în anul 1813, pentru că în primul an rușii se refereau la acest teritoriu ca regiunea dincolo de Nistru, ceea ce am spune noi Transnistria, din punctul lor de vedere, Zadnestrovskaya Oblast. Deci și în tratatul de pace de la București? Nu, în tratatul de pace de la București nu se vehiculează în general nicio denumire pentru acest teritoriu, iarăși, pentru întregul teritoriu dintre Prut-Sinistru, pur și simplu se detaliază coordonatele geografice, spațiul geografic care este transferat de la Imperiul Otoman la Imperiul Rus, da? Care este circumscris de granița cu Imperiul Habsburgic la nord, Prut la vest, Nistru la est și Dunărea, Marea Neagră la sud. Și asta dovedește, această incertitudine terminologică, de fapt, dovedește că nici măcar rușii nu știau cum să numească acest teritoriu, au trebuit să inventeze, bine, să-i extindă, să zicem, da? Această concept de Basarabia de la această mică bucățică sudică asupra întregii regiuni, pentru că pur și simplu nu aveau alternativă, nu aveau o altă denumire. Evident, până în 1812, regiunea în cauză nu fusese niciodată o unitate administrativă separată. Separată, da. Așa. Și dacă și existau diferențe între partea de nord și partea de sud, o să mai revenim poate la acest aspect. Și în niciun caz Prutul nu era o frontieră sau un râu care ar fi separat această parte a Principatului Moldovei de restul Principatului Moldovei. Ce este însă foarte interesant este cum evoluează mai târziu noțiunea respectivă, adică după anexarea la Imperiul Rus, și ea cumva este preluată de elitele românești, de istoriografia română, inclusiv, astfel încât paradoxul este următorul, o denumire care a fost folosită, aplicată de Imperiul Rus, o creație a Imperiului Rus, de fapt. Denumirea de Basarabia pentru întreaga regiune este clar o producție a Imperiului Rus, a ajuns să fie preluată cu entuziasm de păturile educate, cultivate ale elitelor din principatele române mai târziu de legatul României, astfel încât acum Basarabia este denumirea, sau și Basarabia, Basarabeni, este denumirea care este cea mai des utilizată în România pentru a desemna teritoriul și locuitorii acestui teritoriu dintre Prut-Sinistru. Am putea pune semnul egalității între Republica Democratică Moldovenească și Basarabia, deoarece apare această dilemă odată cu declararea sau separarea de Imperiul Țarist a regiunii, trecerea de la gubernia țaristă Basarabia la această Republică Democratică, însă sfatul țării, organul legislativ, când ia marea decizie din 27 martie, deci totuși vine din numele Basarabiei. Deci cum puteți explica aceste două aspecte ale entității dintre Prut-Sinistru? Bine, este o întrebare foarte bună, pentru că în acea perioadă, în 1917-18, existau mai multe scenarii de identificare a acestui teritoriu. În primul rând, exista scenariul etnonațional, cum ar fi. Deci să nu uităm că Republica Democratică Moldovenească, această denumire, vine de la etnia majoritară din acest
așa, din acest spațiu. Și asta a fost cumva o decizie conștientă a sfatului țării, a blocului moldovenesc, care a fost criticată destul de dur de reprezentanții minorităților etnice din acea epocă. Dar această dualitate este destul de revelatoare și interesantă, pentru că deja către începutul secolului 20 existau anumite cercuri destul de marginale în cadrul, dar totuși existau, în cadrul elitelor locale din Basarabia, care încercau să schițeze un fel de identitate provincială. Deci apare noțiunea de besarabți, basarabeni, desemnând întreaga populație, toate etniile care locuiau pe acel teritoriu. Încă o dată accentuez, această identificare provincială era mult mai slabă în cazul Basarabiei decât, de exemplu, în cazul Galiției sau în cazul Bucovinei chiar. În acele cazuri, vorbim de Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Ungar, în acele cazuri această identitate provincială era destul de bine conturată și noțiunea de galician, noțiunea de bucovinean avea o anumită, realitate dincolo de acest concept. În cazul Basarabiei nu era nici pe departe așa și iarăși asta se datora faptului că nu exista o elită locală care încerca să formeze o identitate cumva teritorială basarabeană, dar totuși, repet, au fost anumite tendințe, mai ales în cazul unor reprezentanți, să zicem, a elitelor care nu erau românofone, evident, da? Adică vorbim de elitele integrate în cadrul Imperiului care foloseau rusa ca limbă de comunicare, să zicem așa, mai neutru, da? În acest sens, deci exista o suprapunere cumva a noțiunii de Basarabia cu noțiunea respectiv de Republică Moldovenească și exista o confruntare foarte clară între aceste două viziuni, viziunea națională etnică a blocului moldovenesc și viziunea teritorială cumva favorabilă proiectului rus, imperial rus, care era promovată de vechile elite care au fost cumva au pierdut puterea în această perioadă. Deci putem cumva distinge această noțiune care vine din zona țaristă de-a lungul unui mai bine de un secol, care totuși nu a prins rădăcini la populația majoritară. Exact. Și partea cealaltă, deci, care urmează după 1917, mai ales după 1918, când totuși ea se afirmă. O să-l citesc și noi am mai discutat o singură dată despre cartea și denumirea cărții lui Ghibu de la Basarabia țaristă sau de la o Basarabie rusească la una românească. Da. Cum de s-a produs acest transfer de identitar, de fapt? Da, bine, aici este un proces și de sus și de jos, cum ar fi, care vine și de sus și de jos. Deci, în perioada țaristă, denumirea de Basarabia, într-adevăr, era strict un produs al Imperiului. Și atunci, nici măcar... Administrativ. Era o unitate administrativă, atât. Deci, nu exista o identificare, o auto-identificare a moldovenilor de aici, a populației românofone din acest ținut, legată de noțiunea de Basarabia. Ei spuneau moldoveni întotdeauna. Sau, deja... când au apărut elitele, mă rog, contra-elitele, să le zicem așa, intelectualitatea care tindea spre de origine locală. Da, de origine locală, care tindea spre identificare cu națiunea română, ei își ziceau români. Niciodată nu și-au zis basarabeni. Dar asta e final de 19, început de 20. Exact, asta e foarte târziu. În rest, la nivel de masă, această noțiune nu pătrunde, într-adevăr, în perioada țaristă, la nivelul țărănimii mai ales. Ce se întâmplă în perioada interbelică, sub dominația, sub regimul regatului român, să zicem așa, da? Este că Basarabia devine, după cum am spus, o noțiune care este preluată de România și este cumva propagată și are un succes mai mare în a intra în uzul general al administrației și chiar în a pătrunde cumva în jos. Dar totuși nici măcar atunci nu s-a... Iar rămâne o denumire exogenă, e sună un pic complicat, da? O denumire care vine din exterior și nu reflectă iarăși autoidentificarea populației majoritare, nici măcar în perioada interbelică. Doar că România, regatul român încearcă să redefinească noțiunea de Basarabia, da? Și acolo tot sunt chestii foarte interesante, pentru că există un discurs dublu. De exemplu, dacă ne uităm la
eu știu, la reprezentanții istoriografiei române din acea perioadă, chiar Nicolae Iorga, el folosea interșanjabil noțiunea de Moldova de Est, Moldova dintre Prucii, Nistru, adică nu exista, Basarabia nu a monopolizat cumva discursul ăsta, da? Și încercarea de a defini teritorial provincia. Dar ce se întâmplă este, mai târziu, este că în perioada comunistă noțiunea practic dispare în România din motivele sine de înțeles sau este cumva evitată, umbrită, da? Iar după 90, și asta este interesant, după 90, Basarabia revine în discursul național românesc, deja cu o valență mai curând pozitivă, aș spune. Ceea ce, și chiar din punctul de vedere al celor care se identificau cu proiectul național românesc. Deci, abia acum, probabil, există o parte a elitei intelectuale din Republica Moldova care nu văd nimic peiorativ sau nimic rău în noțiunea de a fi basarabean, ci exprimă pur și simplu o identitate regională subsumată identității naționale românești, să zicem. Deci Basarabia de astăzi mai mult are conotația sau componenta aceasta, deci românească. Absolut. Deci, practic, în memoria colectivă s-a șters sau cumva s-a știrbit din sensul rusesc al Basarabiei secolului XIX. Da, și asta arată foarte, foarte, îmi vine acum un exemplu așa spontan, încercarea asta în legătură cu Novorosia, da? De a crea un fel de echivalent în sudul Ucrainei de astăzi, în sudul Basarabiei, da, care aparține Ucrainei acum, un fel de echivalent care nu a mai rezultat în nimic palpabil, de un fel de republică basarabeană și așa mai departe, deci nu a prins absolut deloc, nici măcar la populația de acolo, oricât de, mă rog, marcată de anumite politici demografice și de altă natură este, da? Adică în spațiul rusesc nu există, pentru că în perioada sovietică această noțiune a fost evitată în mod conștient de sovietici, da? Și s-a creat această noțiune de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care trebuia tocmai să eradicheze, da, să substituie, să înlocuiască noțiunea de Basarabia, fie și în mentalul colectiv, dar și în discursul oficial. Și evident că aici sovieticii au fost șmecheri cumva, pentru că asta s-a suprapus pe această autoidentificare regională a populației majoritare de aici, care a rămas tot cea de moldoveni. Deci sovieticii au fost mai, să zicem, sensibili la contextul local, paradoxal, da? Dar și pragmatici. Și pragmatici, exact. I-au pedalat pe ceea ce simțea mai mult populația locală și de aceea și cumva au promovat acest moldovenism pe alocuri chiar... Absolut. Bine, aici diferența este și politica națională sovietică față de cea țaristă, pentru că în cea țaristă nu se punea problema, poate să mai revenim, nu se punea problema etnicizării denumirii neapărat. Și a populației. Și a populației, exact. Adică era un imperiu multietnic care până la un punct se simțea confortabil în această poziție. Până spre și minoritățile nu creau mari probleme pentru administrația țaristă? Și... Atâta timp cât nu aveau o mișcare națională puternică, nu creau. Acum, deci, sigur că putem să revenim și la subiectul integrării acestui teritoriu dintre Prucii și Nistru în componența Imperiului după anexarea de la 1812, deși, practic, teritoriul era controlat de autoritățile țariste încă de la 1806, când a început războiul ruso-turc și pe tot parcursul războiului, deci ei erau stăpâni ai teritoriului și documentele vremii confirmă, deci, jalbele boierilor către domnitor privind comportamentul ofițerilor sau soldaților ruși pe teritoriul Basarabiei. Oricum, în 1812, după tratatul de pace de la București, s-a oficializat. Deși poftele rușilor erau mult mai mari, nu doar Moldova sau Valahia, deci ei urmăreau să ajungă până în Balcani. Cel puțin Moldova și Valahia. Cel puțin, oricum, datorită marilor puteri, cumva s-a limitat la această zonă. Cum s-a produs integrarea? Deoarece era o zonă, să zic eu, total străină tradițiilor administrative, politice și chiar militare țariste. Deci, de aceea și nu numai denumirea pe care a spus că a fost destul de delicat, sau cum au selectat capitala să fie Chișinău al acestei, dar inițial regiune, până a ajuns la guverne, deci limba de comunicare, integrarea structurilor religioase și mitropolitul Bănulescu Bodone, deci școlit, instruit, cumva pregătit pentru a jucat un rol important în acest proces de integrare a noilor teritorii în componența Imperiului. Cum vedeți dumneavoastră această politică? Și după care, sigur că o să atingem și subiectul naționalizării sau deznaționalizării și componentei naționale. Dar mai întâi, integrarea dintr-o perspectivă administrativ-teritorială, politică și militară, deoarece erau noile zone ale hotarelor de vest ale Rusiei țariste.
Da, exact. Basarabia este, de fapt, posesiunea cea mai sud-vestică a Rusiei, deci direcționată spre regiunea balcanică, să zicem așa, da? Și asta a fost... Eu aș rezuma astfel această evoluție până prin anii 1860, deci în primii 50 de ani, mai mult sau mai puțin, a dominației rusești aici. În prima fază era o confuzie totală. Deci rușii aveau problema definirii însăși, după cum am zis, nici măcar denumirea nu era clară. Capitala, Chișinău, care era un târg absolut neînsemnat până atunci, a fost aleasă în primul rând din considerente strategice. Și singura instituție care cu adevărat funcționa în această perioadă era probabil biserica, deci această mitropolie nouă înființată, fără niciun precedent istoric, condusă de Gavril Bănulescu Bodone. Deci, dar de fapt, în această perioadă, 1812, 1815, 1820, care până în 1828 în istoriografie există consensul în privința acestei prime perioade care se numește perioada autonomiei basarabene, da? Basarabia este percepută de autoritățile ruse ca o parte a periferiilor occidentale ale Imperiului. Asta ce însemna? Asta însemna că Basarabia era pusă cam pe același nivel cântar cu Polonia și Finlanda. Da. În ce sens? Nu în sensul, evident, existenței unei culturi înalte sau a unei elite bine geografice. Geografic și administrativ. Adică se presupunea că Basarabia trebuie să aibă aceleași organe autonome de administrație ca și aceste două provincii, mult mai importante din punct de vedere, demografic și cultural și așa mai departe și chiar politic. Și în această perioadă se încearcă un experiment, așa, Alexandru I, țarul Rusiei, care era mare amator de experimente administrative la periferiile Imperiului, încearcă să creeze un sistem administrativ local autonom care s-ar fi bazat în viziunea lor atunci, al țarului și a colaboratorilor săi, pe dreptul local, pe tradițiile politice locale și pe colaborarea elitei locale, adică a boierimii. În această primă perioadă, care a durat, să zicem, din 1812 până în 1823-25 spre 28, Basarabia, încă o dată, este văzută, percepută ca o periferie care merită, să zicem așa, în ghilimele, să aibă anumite organe autonome. Cel mai important dintre ele este așa numitul Consiliul Suprem, care era organul dominat, organul administrativ local, dominat de nobilime, da? De boierime. Însă, deja în anii 1820, și acest lucru este legat în special de Mihail Voronțov, un personaj foarte interesant, foarte important. Din istoria Rusiei în general. Din istoria Rusiei în general și mai ales din istoria regiunii respective. Exact. Deci, guvernatorul noii Rusii, Novorosia și Basarabiei. Uh-huh. Deci, în această perioadă, Basarabia este unită cu Novorosia, cu noua Rusie. Accentuez, Novorosia respectivă nu are prea mult în comun cu noțiunea care se vehiculează actualmente și cu siguranță nu are nimic în comun cu Donbassul și cu... Deci este vorba de regiunea de litoralul nordic al Mării Negre, sudul Ucrainei de astăzi, propriu zis. Da? Către, până la gurile Dunării. Da, și până la gurile Dunării, de aici și Basarabia devine parte a acestei regiuni. Asta înseamnă o transformare totală a percepției centrului, adică a Imperiului Rus, asupra acestei provincii. Deci dacă până în 1828 Basarabia este parte din periferiile occidentale, atunci după 1828 ea începe să fie percepută tot mai mult ca parte a Novorosiei, care era o regiune de colonizare. Adică aici erau aduși coloniști străini și în Basarabia sunt aduși într-adevăr în primul rând coloniști germani, transdanubieni din sudul Dunării, adică bulgarii găgăuzii de astăzi. Uh-huh. De asemenea, crește ponderea populației evreiești. Deci, să zicem așa, către anii 1830, deja Basarabia este o regiune multietnică. Dar, în același timp, deci există această tranziție a viziunii administrative asupra Basarabiei de la o periferie occidentală de tipul Poloniei și Finlandei la o periferie sudică, să zicem, de tipul Novorosiei. Da? Și asta înseamnă că aceste drepturi ale nobilimii locale, care erau atât de importante pentru primul scenariu de Basarabia ca periferie occidentală, nu mai sunt importante pentru administrația rusă. Și atunci administrația rusă începe acest proces de rusificare la început administrativă, da? Adică limba română, care până atunci era
de rând cu limba rusă, era limba a administrației oficiale. După 1828 este scoasă practic din administrație, deci se dă o perioadă de tranziție, dar oricum, către anii 1840, limba română de fapt nu mai este limba administrativă, chiar 30, a 20-a anilor 30. Totuși, da, și există deci această tendință spre integrare tot mai profundă a acestei provincii în structurile Imperiului Rus. Totuși, până în anii 1830, încă nu era clar dacă Basarabia se va delimita cumva de principatele române sau nu. Cu atât mai mult că era problema județelor de sud, care cumva erau piese de schimb destul așa de des. O să revin și la asta dacă avem timp un pic. Da? Dar până atunci, deci trebuie să înțelegem un lucru simplu. Până în anii 1830, nici măcar granița pe Prut nu era definitivă. Adevărata graniță era încă pe Nistru. Da? Deci, din punctul de vedere al Imperiului Rus, abia după 1830-31, când este desființată această graniță vamală pe Nistru, Basarabia devine, cel puțin din punct de vedere instituțional, parte componentă a Imperiului Rus. Inclusiv pentru că, să nu uităm, era vorba de războiul ruso-turc din 1828-29 și administrația rusă din principate sub faimosul general Kiselev sau Kiselev, așa, și existau mai multe, iarăși, exista o reticență cumva a Imperiului Rus de a se retrage definitiv dincolo de deci de a fixa această graniță pe Prut, să zicem așa. Deci incertitudinea aceasta a autorităților țariste după pacea de la București era legată de relația cu Imperiul Otoman și principatele române, sau cum se explică, dorința lor de a controla teritoriul era mare, dar prin ce se explică lipsa unei investiții sau interes de a controla total această zonă, deși, după cum ai spus, au încercat treptat nu numai să integreze, dar să atragă de partea sa boierima, partea aceasta elitelor de atunci și instituțional, biserica de fapt a fost cea care a ajutat cel mai mult, aș zice eu, integrarea. Ei trec, dacă ne uităm la documentele timpului, de pe la 1813, biserica deja folosește legislația sau cadrul normativ rusesc, nici măcar cel confesional, sau deci ei foloseau și legislație civilă în soluționarea unor cazuri din interiorul bisericii. Deci biserica a fost prima care trece la limba rusă. Deci cumva biserica devine un instrument util administrației țariste în implementarea politicilor de integrare și mai târziu deznaționalizare. Deci cum se explică această incertitudine pe de parte? Pe de altă parte, încurajarea unor segmente sociale și confesionale ca să le facă jocul sau să-i ajute în stabilizarea controlului în zonă. Bine, în primul rând trebuie să începem de la faptul că, iarăși, cum am spus mai devreme, Basarabia încă nu era o unitate administrativă unică în această perioadă. Deci exista partea de nord și centru, unde era dominantă populația românofonă, moldovenii, să zicem așa, da, cum își ziceau ei, și unde erau dominanți boierii, nobilii. Și exista partea de sud, Bugeacul, unde există această colonizare masivă cu elemente din afară. Deci rușii aveau o problemă mai întâi în a omogeniza cumva administrativ regiunea. Și de asta, să nu uităm, iarăși un element foarte important a fost că Basarabia la început în 1812-14-15, cioè până prin 1818, era văzută și ca o vitrină pentru expansiunea rusă în Balcani, adică o provincie model care trebuia să atragă, după planurile și intențiile conducerii Imperiului Rus din acea perioadă, să atragă populația provinciilor balcanice ale Imperiului Otoman, în primul rând din sudul Dunării, spre noua provincie rusă. Dar această provincie rusă, nimeni nu știa, de fapt, că la asta vreau să ajung, nimeni nu știa, cel puțin până în anul 1834, când se încheie această perioadă de ocupație a și tranziție, dacă Rusia va rămâne la granița pe Prut sau se va extinde, de exemplu, spre Moldova și Valahia. Da? Bine, evident că ar fi poate greșit să vedem expansionismul rusesc ca un fenomen care nu se schimbă, da? Și, de exemplu, Alexandru I era mult mai expansionist decât succesorul său Nicolae I, în pofida imaginii acestor doi țari, primul mai curând pozitivă și al doilea mai curând negativă. Ca și expansioniști, acolo situația stă complet altfel, în sensul că Nicolae era mult mai
conservator în sens, în această perioadă, și el cumva era mai curând perceput ca jandarmul Europei decât ca un suveran care este interesat de expansiune teritorială. Dar în ceea ce privește teritoriul nostru, în primul rând, iarăși, există în anii 1820, în special, o tendință de a crea o nobilime loială imperiului. Acum, problema era, și am făcut aluzie la acest fapt când vorbeam de crearea regiunii din punct de vedere administrativ, că rușii se bazau pe această boierime, pe această nobilime, ca o pătură intermediară între centru și periferie, între centru și provincie, care trebuia să guverneze provincia. Problema era următoarea. Foarte multe familii importante de boieri moldoveni, care, mă rog, își aveau reședința în Basarabia, în această regiune de la est de Prut, fie au emigrat înapoi în Principatul Moldovei când au avut ocazie după 1812, fie au rămas aici, dar au rămas într-un număr infim de mic. Deci rușii au trebuit să adopte o politică destul de permisivă, așa, în a crea această nobilime, ceea ce însemna două lucruri. Unu, înnobilarea unor oameni care nu erau nobili până atunci, și avem acolo povești extrem de interesante în anii 1820 cum se desfășura acest proces, și doi, evident, atragerea unor nobili din alte părți ale Imperiului, inclusiv de origine, începând de la, să zicem, occidentală și până la ruși. Asta vreau să te întreb, deoarece există și această componentă a transferului de elite rusești, nu rusești în sensul, deci administrativ. Apartenența lor identitară era diferită, dar vine această dvorenime din diferite părți ale Rusiei în Basarabia, da. Și avem câteva decenii și de la finele secolului anterior, dar mai ales început de 19, când este procedura de recunoaștere. Exact. Și știm foarte bine, trebuie să aducă 2-3 marturi din localitate care afirmau că a venit de atunci, îl cunosc, că este dvorean. Și este dubios deseori, sau avem este multe cazuri care sunt dubioase, dar da. Interesul lor era de a crea o nouă clasă sau de a alimenta și crea o clasă administrativă aristocratică, și alărgi, loială. Și a lărgi această clasă. Și a o lărgi. Da, pentru că era singurul instrument de guvernare posibil, în mod real, da? Unu, dar doi, este vorba și de faptul că aceste familii mari, deci, vedeți, nobilimea rusă era construită după principii destul de diferite de boierimea tradițională. Da. Și atunci are loc, pe de o parte, erodarea, subminarea acestui prestigiu al familiilor boierești locale importante, care aveau totuși în ierarhia tradițională a Principatului Moldovei o poziție foarte clară de dominație. În raport și era deja boieri... seculară cumva această tradiție. Da, da, evident. Cel puțin de câteva secole. Da. Și atunci, deci, pe de o parte, această nobilime tradițională moldovenească este integrată în această nobilime rusă modernă, după părerea guvernanților din această perioadă, da? Dar asta înseamnă și o egalizare a lor cu acești nobili care au venit în provincie, deci o omogenizare a nobilimii. Și atunci când se întreabă foarte mulți, inclusiv observatori, dar și istorici, de ce așa de ușor s-a rusificat cumva nobilimea basarabeană? Noi trebuie să înțelegem două lucruri. În primul rând, că nu este nobilimea basarabeană, nu este nici pe departe egală cu boierimea moldovenească. Și doi, că acești boieri care au rămas aici, deci este vorba de câteva zeci de familii, să nu credem că este vorba de, dacă vorbim de boierimea mare, importantă, da? Cantacuzinii, etc., etc. Deci, catargieștii și câteva familii de felul ăsta, ei cumva au văzut o posibilitate de a-și lărgi spațiul de acțiune, pentru că ei aveau, cei care erau destul de înstăriți, puteau să funcționeze foarte bine pe scena imperială, deci ei erau atrași de aceste posibilități noi pe care le oferea Imperiul. Adică, pe de o parte, este diluarea demografică etnică a nobilimii și, pe de altă parte, este atracția unei noi, unui nou spațiu în care acești oameni puteau să se autopromoveze și să crească în carieră. Deci erau niște atracții pragmatice destul de importante aici. Putem considera ca acești pași întreprinși de autoritățile țariste ca componente ale unui proces de deznaționalizare intenționată pe lângă colonizare?
Da, este o întrebare provocatoare aici. Deci, bine, eu am o părere care diferă cumva de majoritatea istoriografiei locale, moldovenești în special și românești, poate, în acest sens, în sensul în care evident că Imperiul Rus era un stat care se baza foarte mult pe constrângere, pe violență, pe așa anumite practici destul de autoritare, deci, dar asta nu înseamnă că din 1812 până în 1918 exista o tendință constantă de deznaționalizare. Iată, rușii din momentul în care au venit aici în 1812 și-au pus în gând să eradicheze sau să, cel puțin, să dilueze elementul românesc. Nu-i chiar așa. Deci haideți să luăm pe rând, da? Această colonizare cu coloniști străini, deci în primul rând germani și bulgari găgăuzi din sudul Dunării, se face în Bugeac. Bugeacul în acea perioadă, deci propriu-zis, Basarabia propriu-zisă, dacă ne amintim de ce da, istoric. Început, da, istoric, așa? Ținutul dintre, mă rog, Prut, Dunăre, și așa mai și Nistru, în sud, da? Deci, acest spațiu era populat foarte slab, pentru că tătarii nogai care locuiseră acolo până în 1807 au fost deportați în Cuban, în special, de armata rusă. Apropo, de ce i-au scos de aici? Tocmai erau atât de neascultători? Cum i-au dus în adâncul Imperiului? Deci, nu era vorba de ei neapărat ca în sine, ca un pericol, ci era vorba de importanța strategică acestui potențial aliații Imperiul Otoman sau? Da, în primul rând. Și ai duce mai departe de... Exact, exact. Și în al doilea rând, că deja, după cum am spus, Basarabia era percepută ca o vitrină, ca o provincie care trebuia să atragă coloniști. Deja asta era o idee inițială a rușilor aici. Deci ei eliberează locul pentru eventuali coloniști. Așa, și pentru cine? Eliberează pentru acești coloniști transdanubieni și cei din spațiul german, să zicem așa, din statele germane. Acești coloniști, propriu-zis, n-au fost aduși acolo neapărat pentru a-i deznaționaliza pe români din capul locului. Erau locuri mai mult goale. Erau locuri goale. Depopulate, adică. Și erau două feluri de economie și asta cumva se ignoră de multe ori. Noi ne gândim foarte mult la aspectul ăsta național și e foarte important, dar nu se reduce doar la asta. În sensul în care, deci una era coloniștii care erau plasați pe pământurile statului, pentru că aceste pământuri au fost eliberate, fiind eliberate, în ghilimele, de tătari, au fost proclamate pământuri ale coroanei. Naționalizate, într-un fel. Într-un fel, da, etatizate. Da, exact. Deci erau pământuri ale statului. Iar în celelalte regiuni ale Basarabiei, acolo unde erau țăranii români în mare parte, predominau, clar, da? Acolo era o proprietate nobiliară sau răzășească. Da. Da? Deci un model de economie foarte diferit. Și acum, de ce aduc rușii coloniști? Pentru că exista această noțiune atunci că ei sunt mai eficienți, că ei vor civiliza cumva locurile și oamenii, adică țăranii localnici, ce nu se întâmplă în Basarabia. Pentru că, de fapt, mai ales coloniștii germani, dar chiar și cei transdanubieni, bulgarii, găgăuzii, nu prea se amestecă cu populația românească. Deci există o delimitare foarte clară a acestor așezări. Și asta era și limita colonizării. Da? Adică asta vreau să spun, că n-au fost ei agenții ai deznaționalizării aceste popoare în această perioadă. Deci mai mult componenta economică și demografică. Exact, cumva. Economică, demografică și cumva discursul ăsta de misiune civilizatoare. Că uitați-vă, noi, Imperiul Rus, suntem o forță progresistă. Poate două, trei cuvinte despre coloniștii germani. Da. Cum de-au ajuns aici? Parcă multă lume nu prea înțelege că ei au venit, acum fiind plecați, da. Din memoria colectivă, practic, dispare prezența germană în sudul Basarabiei. Deci, de ce autoritățile țariste au acceptat? Cum au acceptat? Și totuși, de ce germanii au ajuns aici, la gurile Dunării? Da, pentru cineva care se gândește în perspectiva anului 2020, este cumva irațional, da? Ce căutau acești oameni dintr-un ținut atât de prosper și atât de, mă rog, mult mai important din punct de vedere cultural azi. Aici. Păi, dar acum 200 de ani erau alte realități. 200 de ani erau realități, dar erau complet diferite. Deci, în primul rând, este vorba de câteva grupuri aici. Nu sunt, și toți erau germanofoni, hai să zicem. Da. Nu neapărat toți se considerau nemți în sens etnic. Deci erau, pe de o parte, germani din Ducatul Varșoviei, din Polonia, din regiuni de polonezi, care erau catolici. Care erau deja în componența Rusiei. Care în această perioadă parțial erau în Prusia, parțial erau, dar cei mai mulți în 1815 intră în componența Rusiei. Exact. Mai departe erau germani din regiunea Württemberg și așa mai departe, din sud-vest, care iarăși erau cultural destul de diferiți. Era chiar și un grup de elvețieni. Deci acești oameni au venit aici în căutare de pământ,
în căutare de, activități economice. Ei erau țărani, erau coloniști agricultori care se ocupau cu agricultura. Deci erau absolut diferiți, de exemplu, de germanii baltici, care erau o elită nobiliară din regiunea respectivă și care aveau cumva o conștiință corporativă, da? Noi suntem, iată, nobilimea de limbă germană. Nu, erau pur și simplu țărani care veneau în căutarea unor pământuri mănoase, unor pământuri fertile și a întemeierii unor gospodării, în sensul unor gospodării prospere, în sensul în care în ținuturile din care veneau ei atunci era o mare criză economică, era o lipsă acută de pământ arabil și așa mai departe. Deci ei aici au creat gospodării destul de prospere, cum spuneam, foarte bine organizate, au transferat, de fapt, acest model agricol care era mult mai intensiv și mai rațional decât al țăranilor locali pe acest teren. Au avut școli și Imperiul Rus a fost destul de generos cu ei, le-au acordat scutiri de impozite, le-au acordat școli autonome, biserica autonomă. Deci ei se bucurau de privilegii foarte importante în raport cu populația locală. Și asta cumva explică și de ce interacțiunea cu populația locală a fost cumva limitată. Nu numai rigidă, cumva, sau de la distanță. Da, și barierele culturale, dar și barierele cumva economice, dacă vreți. Pentru că ei aveau un totul alt mod de a face agricultură, de a face economie. Așa. Și atunci există câteva valuri. Primii coloniști germani vin în aproximativ în 1814, imediat după anexare, și această colonizare durează, faza intensă durează aproximativ vreo 20 de ani, să zicem, până prin anii 1830. Da? Și încă o dată nu era un grup omogen, asta e important să reținem. Noi spunem coloniști germani, din zone diferite, da, exact. Zone diferite, cu religii diferite, exact. Unii erau protestanți, alții catolici, cu dialecte diferite și așa mai departe. Iar ca o mică anecdotă, exista și un grup elvețian din Elveția, care francofon, care fondează faimoasa colonie Shaba sau Shabo, în special cunoscută pentru viile de acolo. Da? Până în prezent este o fabrică de vin acolo. Exact, da? Exact. Deci iată de unde veneau acești coloniști, din Occidentul Europei, care nici pe departe nu era atunci neapărat un spațiu de dezvoltare economică foarte intens. Nu, era un spațiu care încă nu era economic cu mult mai dezvoltat decât în mare parte, mai ales în regiunile astea agricole, decât aici unde vin ei să se așeze. Da? O altă întrebare ar fi un pic alt domeniu, dar oricum este legat de această anexare a Basarabiei și reacția populației locale. A existat sau putem vorbi de o anumită opoziție din partea localnicilor, boierimii, bineînțeles, sau chiar și a țărănimii, atât în faza inițială, cât și pe tot parcursul secolului XIX, început de 20. Sau cum putem, din ce perspectivă putem discuta despre componenta aceasta de rezistență, dacă a fost și cum a fost. Că unii colegi de noi știm că încearcă să arate, deci, rezistența națională și lupta națională, da, care sigur că merită a fi discutată, dar un pic atent și critic. Exact. Deci ce putem spune despre reacția populației locale la noile realități politico-militare administrative? În primul rând, trebuie, într-adevăr, sunt de acord, trebuie să discutăm foarte nuanțat această problemă. Deci rezistență a fost într-un fel foarte limitat în secolul XIX, din partea boierimii, într-adevăr, o rezistență care era bazată mai mult pe interesele lor sociale și politice. Deci, ei căutau și funciare. Și funciare, evident. Deci ei căutau să-și păstreze aceste bogății pe care le aveau în sensul proprietăților și căutau să își păstreze cumva o pondere destul de mai importantă în viața politică, să zicem, a provinciei. Și aici se încadrează aceste petiții ale boierimii și inclusiv susținute de metropolitul Gabriel Bănolescu Bodone din primii ani după anexare, în care nobilii boierii locali se plâng de anumite abuzuri și așa mai departe. Ceea ce trebuie să înțelegem, că nu exista atunci, în această perioadă, componenta etnică sau națională decât foarte sporadic. Și când spun sporadic, mă refer efectiv la anumite figuri izolate, da? Că se vehiculează, de exemplu, figuri ca, cum era Nicolae Casou, un nobil destul de important, dar excentric, așa, sau Alexandru Hâșdeu. Da. Da, ok, ei sunt prezenți, ei au anumite legături cu Principatul Moldovei, da, dar sau același Constantin Stamate, de exemplu, da? Adică
astea sunt figuri absolut izolate care nu... Deci sunt cazuri singulare. Sunt cazuri singulare, da. Care nu au tras după sine valuri de reacții sau mișcări de populație. Exact, cel puțin nu imediat. Deci ei nu au avut un impact asupra, și în niciun caz nu au avut un impact asupra maselor, dar nici măcar asupra elitelor celorlalte, asupra colegilor lor, să zicem, din cadrul boierimii. De aceea, eu aș zice, cu riscul de a provoca nemulțumiri printre anumiți colegi, printre anumite, în cadrul unor anumite dezbateri istoriografice, că până la începutul secolului 20, noi nu putem vorbi de o rezistență în masă, în primul rând, și nu putem vorbi de o rezistență în sens etnonațional, în Basarabia. Încă o dată, asta nu înseamnă că n-a fost rezistență în general. De exemplu, după cum a arătat printre altele domnul profesor Valentin Tomuleț, da? Care se ocupă de rezistența țărănimii, de exemplu, în câteva volume foarte interesante. Au existat, evident, tulburări țărănești. Au existat. Dar asta era în tot Imperiul Țarist. Exact. Deci sporadic apăreau în diferite părțile Imperiului. Nemulțumiri. Avea, da, sigur că apăreau. Și aici, evident, că fiind vorba de un ținut în care... Încă o dată, coexistau aceste, cel puțin aceste două modele economice absolut diferite și în care nobilii boierii încercau să limiteze drepturile țăranilor, țărani care nu erau șerbi oficial, dar poziția lor economică nu era foarte diferită, mai ales la cei care nu erau răzești, de exemplu. Da. Da? Nu era foarte diferită de șerbii din Imperiul Rus, doar că juridic ei nu erau emancipați. Da? Din secolul XVIII. Evident că existau nemulțumiri, evident că, dar nu avem revolte țărănești mari. Dimpotrivă, chiar după reforma agrară din 1868, iarăși cu riscul de a provoca. Eu aș zice că, de ce 68? Pentru că în marea reformă a lui Alexandru al II-lea, abolirea șerbiei, a avut loc în Rusia în 61, da. Dar în 68 a fost adoptat regulamentul pentru Basarabia. Și regulamentul ăsta din 68, evident, încă o dată, repet, șerbi aici erau foarte puțini, era la nivelul... De fapt, e vorba de uniformizare, sistemul de aia și-a durat aici. Da, 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 dar deci nu a fost abolit nimic, pentru că nu aveau ce aboli, dar nu exista șerbie juridică, dar existau, deci a fost un act de împroprietărire a țărănimii, parțial. Țărănimea de stat sau cum să găsudarstvene... Da, țărane, așa se numeau ei atunci, țărane care erau echivalentul acestor țărani de stat, într-un fel, da? Sau mazilii, care au fost această categorie privilegiată cumva țăranilor, care au fost egalați cu odnodvorții din Rusia. Iarăși o categorie un pic mai, cu un statut social un pic mai ridicat decât cel al țăranilor obișnuiți. Deci, și din 1868 față de, iarăși, țăranii din regatul român, țăranii basarabeni în anumite zone stăteau mai bine din punct de vedere economic. Nu înseamnă că înfloreau, dar aveau mai mult pământ, pur și simplu. Și asta, noi atunci când vorbim și întrebăm de ce țăranii au fost atât de greu, s-au mobilizat atât de greu în sens național, sau de ce au fost cumva atrași chiar de aceste tendințe de extremă dreaptă de la începutul secolului 20 din Rusia, Cernăsotens și așa mai departe. Tocmai de asta. Deci ei erau cumva, aveau acest, rezonau, da, la discursul ăsta care era bazat pe biserică și tron, loialitatea față de biserică, loialitatea față de tron, față de țar. Da. Da? Deci asta era discursul pe care țăranii îl înțelegeau. Și în al doilea rând că economic, deși existau dificultăți foarte mari, ei nu vedeau în regatul român o alternativă mai bună din punct de vedere economic. Și asta cumva este incomod să o spunem, dar trebuie să o spunem. În continuare acestui gând, deci apariția elitelor, ai spus că totuși la un moment și în special către începutul secolului 20, fie că au avut acces la anumite instituții de învățământ din Rusia țaristă, fie că primul război mondial a provocat și a bulversat de fapt Europa în general, inclusiv și Rusia ca participant activ la această conflagrație mondială. Deci, dar eu aș porni la ce? De ce totuși fiii de boieri, de dvoreni, deja de nobili locali, nu aveau acces la instituțiile de învățământ din Moscova, Sankt Petersburg și unde au ajuns? Au ajuns în zona Baltică, au ajuns în zona Poloniei, deci cam pe aici s-au format și au revenit unii dintre ei acasă și cumva, tot cu, alimentați probabil și de mișcările de acolo și de nemulțumirile de acolo, au devenit, să zicem, în pruntea
unei noi mișcări generate de primul război mondial, de nemulțumirile de această situație și au condus spre ceea ce a însemnat dispariția imperiilor, dar și apariția Basarabiei ca republică democratică, după care votul decisiv din sfatul țării de a se uni cu România. Deci, elitele acestea, deci, care a fost elementul principal în formarea lor și, bineînțeles, că rolul lor pentru viitorul Basarabiei? Da, aici trebuie să delimităm clar aristocrația, de exemplu, da, vârfurile nobilimii și restul, adică nobilimea mică și clerul. Da. Aristocrația avea acces la instituțiile din cadrul Imperiului, instituții de elită, să zicem, cum era, de exemplu, școala de jurisprudență sau, da, și avem exemple, Leon Cassot, de exemplu, da, care a devenit ministru de instrucțiuni publice, da, înainte de primul război mondial. Dar asta era o pătură extrem de îngustă, deci e vorba de câteva sute de familii, în cel mai bun caz, care avea această posibilitate de a învăța în universitățile de elită din Imperiu, Moscova. Abia la sfârșitul secolului XIX, tuturor, deci populația în general primește acces, deci tuturor le se acordă acces în instituțiile de învățământ ale Imperiului, dar nu peste tot, pentru că existau anumite universități în care basarabenii nu puteau fi admiși, de exemplu Universitatea din Kiev într-o perioadă oarecare, și atunci mulți dintre ei s-au orientat spre Universitatea din Dorpat în Estonia, care atunci fusese, era o universitate germană cu tradiție destul de veche, dar atunci fusese rusificată, da? Și aici doar o paranteză ca să înțelegem, deci că rusificarea, după părerea mea, se intensifică mai ales după anii 1860, când limba română este definitiv scoasă din ultimele instituții de învățământ, și mai ales după 1880 sub Alexandru I. Deci această ultimii, să zicem, 40-50 de ani a Imperiului, într-adevăr, atunci putem vorbi despre rusificare intensă și intenționată, cu anumite veleități, așa, tendințe etnice, etnonaționale din partea Imperiului, da? Dar paradoxal, ce se întâmplă în cadrul universității astea din Dorpat, Iuriev, cum o numeau rușii atunci? Ea se deschide spre aspiranții de la periferii, dar dacă ne uităm la componența socială a acestor oameni despre care vorbești, începând de la Ion Pelivan, Pan Halipa, toți ceilalți, da, pe care îi cunoaștem, deci această primă pătură de intelectuali, de intelectuali basarabeni, ei nu sunt, în mare parte, ei nu provin din familii nobiliare, deci ei provin din familii de clerici, în cea mai mare parte, sau de funcționari, mai puțin. Dar în mare măsură ei vin de la seminarul teologic din Chișinău. Și asta este important, pentru că clerul, deci preoții aveau un rol ambigu atunci. Pe de o parte din ei se ridică această intelectualitate de opoziție, pe de altă parte mulți preoți ortodoxi erau foarte confortabili cu această uniune a poporului rus, forțele de extremă dreaptă, deci clerul este ambivalent. Dar în timpul Revoluției din 1905, prima revoluție rusă, o mare parte a clerului se revoltă și ei cer cumva reforme. Chiar voiam să întreb, a avut ecou asupra Basarabiei această mișcare revoluționară din Rusia? Sau da. Decembriștii și... Da. Bine, decembriștii mai puțin, dar eu aș vrea să accentuez aici legătura asta, da? Uh-huh. Deci, la Dorpat se formează pământenia basarabeană. Pământeniile erau asociații studențești formate pe criteriu teritorial. Adică toți studenții dintr-o anumită regiune, nu neapărat... Zona de Baștină. Da, veneau zona de Baștină, asta după tradiția medievală încă. Da. Veneau la universitate și se asociau acolo, deci zemleacestvo, pământenie este termenul. Și atunci acești oameni care vin în Dorpat în această perioadă, ei au două componente importante în viziunile lor. Deci această pământenie se formează pe parcursul anilor 98-99, acolo este, nu avem timp acum să vorbim despre detalii, în ultimii ani ai secolului 19, efectiv. Și atunci ei au două componente, după cum spuneam. Componenta socială, care este foarte importantă, deci ei sunt pe poziții, hai să zicem, antițariste, așa, clare, și pe de altă parte este componenta națională. Și aceste două dimensiuni coexistă în doctrinele lor. Și același lucru și foarte interesant că din acești oameni cumva care sunt acum uniți de opoziția lor față de țarism și față de opresiunea națională țaristă,
o să iasă, traiectoriile lor sunt foarte diferite. Politice. Politice. Da, da. După dau doar două exemple. Ion Pelivan, pe de o parte, care, după părerea mea, poate fi numit primul naționalist unionist, să zicem, iredentist român, cum ar spune rușii de atunci, da? Deci primul om care a îmbrățișat totalmente ideea modernă de națiune română și proiectul național românesc în Basarabia, din această pătură neboierească, da? Și care a rămas consecvent. Și un personaj mai puțin cunoscut, Gheorghe Chicu, care și el este foarte important în această pământenie, care devine comunist. Da? Atunci era social-democrat și mai târziu... Bolșevic. Da. Iată în ce... Extreme. Exact. Ce extreme existau în această pământenie. Deci aici era un embrion. Iată, asta ar fi așa, un cuvânt potrivit. Dar și în Rusia, dacă vorbim la nivelul general, deci la începutul secolului 20, se multiplică curentele politice și avem mai multe componente, respectiv studențimea sau tinerimea care învăța și adera la anumite curente care au diversificat spectrul politic al Rusiei în general. Și studenții basarabeni cad sub incidența acestor tendințe și curente. Ei discutau activ la seminarii, ei discutau activ la aceste, probabil, școli, universități și, bineînțeles, că vine și curentul din Occident care alimentează cumva tendința aceasta, poate nu atât de democratizare, dar diversificare politică, și în sensul ăsta și basarabenii fiind acolo au fost influențați. Evident. Și au adus cu ei acasă anumite. Păi, că pe urmă soarta lor a fost diferită, e clar că tot. Cine și cum i-a atras mai dar mult? Dar asta este un foarte bine punctat aici, pentru că eu asta am vrut să spun inclusiv, că această naționalizare a basarabenilor, să zicem, conștiința națională, nu vine pe filiera românească decât foarte sporadic. Există oameni de tipul lui Constantin Stere, de exemplu, fără îndoială, da? Care într-adevăr, dar el activează în România, el vine foarte târziu, se întoarce în Basarabia. Sau Ghibu, care este ardelean și vine aici. Vine, da, dar vine abia în 1970. Exact. Nu? Dar Inculeț și alții? Așa, dar Inculeț... Ca să luăm Stere, Inculeț, alte două exemple. Da, contrastant într-un fel, da? Pentru că Inculeț mi se pare iarăși o figură foarte emblematică, un om care este social-revoluționar, care este reprezentantul guvernului profesoriu al lui Kerensky în Basarabia și care vine direct din Petrograd, se transformă, în primul rând, din considerente pragmatice, cel puțin la început, într-un lider național basarabian. Este o transformare spectaculoasă. Deci Inculeț este cel mai de succes politician basarabian din perioada interbelică, fără îndoială. El este aproape în toate guvernele române, și este cumva reprezentantul Basarabiei prin excelență, da? Deci dintr-o poziție reprezentantul guvernului țarist provizoriu se transformă în reprezentantul Basarabiei la București. Asta ne arată, deci un parcurs politic fascinant, exact. Fascinant pe locuri umbrit de aceste, mă rog, transformări, pentru că să-l construiești retrospectiv pe Inculeț ca un naționalist român este nu ar fi corect. Cel puțin greșit, da. Dar asta ne arată că această perioadă era o perioadă extrem de importantă și extrem de interesantă, tocmai pentru că ea oferea acestor oameni niște posibilități absolut nebănuite. Este altceva cum le foloseau ei, în bine, în rău, sau mă rog, aici, deși sunt noțiuni absolut relative pentru un istoric, nu? De multe ori. Nu cu totul, dar de multe ori, da. Și atunci este tocmai specificul perioadei astea, de primele deceniile secolului 20, rezidă în această posibilitate de transformare, de bulversări, de succesiunea unor scenarii foarte improbabile care totuși devin realitate, în special în timpul primului război mondial și a Revoluției Ruse. Deci, curentul acesta al mișcării de eliberare sau de afirmare politică a fost influențat cumva de circumstanțele primului război mondial, deci și Congresul Soldaților și acea mișcare a moldovenilor, care într-un final se decid să creeze o entitate politică independentă, paralel cu ce s-a întâmplat și în alte zone ale Imperiului, fie că vorbim de zona Baltică, fie că vorbim de Ucraina, fie că vorbim de Republica de la Odessa. Deci, cumva, deci noi nu am fost unici să... Nu, nici pe departe. Este un context foarte clar, regional. Fiindcă nu avem prea mult timp, deci aș vrea, de ce la un moment dat Kyivul și Republica aceasta ucraineană și cea Odessa, deci a susținut Basarabia
După care, deci, brusc sau... Aici, într-un minut sau două, e foarte greu de spus. În general, factorul ucrainean este subestimat de multe ori în istoriografia noastră. Este foarte important. Asta explică în mare parte de ce a fost posibilă unirea Basarabiei cu România în 1918 și de ce elitele astea noi, basarabene, s-au consolidat în jurul acestei... Frica de a fi cucerit de ucraineni? Era foarte reală. Era mult mai reală atunci chiar decât frica de bolșevici la un moment dat, pentru că Ucraina era chiar aici și ucrainenii aveau anumite tendințe foarte clare. De asta eu cred că pentru un istoric viitor care s-ar ocupa de asta este un teren extrem de interesant de cercetare, de factorul ucrainean care a stimulat cumva mișcarea națională de aici. Și la final eu aș vrea să vă întreb, în primul rând, când apare cartea în versiunea română? Sperăm în următorii ani. Acum este un proiect în desfășurare. Și ultima întrebare, bineînțeles că și provocare, pe cine l-ați invita sau îl vedeți ca invitat următor al ediției următoare? Eu sper foarte mult să-l invit pe colegul și prietenul Virgil Păslăriuc, un istoric foarte important de la noi și care a scris și el despre Basarabia la începutul secolului 20, în special despre Chișinău, și cred că are de spus lucruri foarte interesante. Deci sper să-l avem invitat săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult! Chiar ar fi foarte binevenită invitația lui Virgiliu, deoarece ați continuat temele pe care le-am lansat noi și cumva am reîntregit tabloul acesta al istoriei Basarabiei. Noi vă mulțumim tuturor pentru faptul că ne-ați ascultat, ne-ați privit și sperăm că aceste subiecte vă trezesc interes. Toate bune tuturor! Numai bine! La revedere! Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.